lor la alt ceva. Adică e clar alt ceva, nu? E un alt fel de shonen ro totul. Pentru că nu-i shonen ro live, nu-i ora de anime, nu-i episodul săptămânii, e alt ceva. Deci, pentru prima oară în 2022, nu vine să cred că suntem în 2022, bun venit la acest podcast de dinainte de, well, ce facem noi de obicei, ora de anime, episodul săptămânii și așa mai departe. Dacă ești pe YouTube, Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit și așa mai departe și pe serverul de Discord, @shonenro la toate chestiile astea, link în descriere, e probabil știai că vine și urmează ceva. Acum, well, vă dați seama, nu mai suntem pe scaunul roșu, de data asta e unul vișiniu, în negru, îl vedeți voi negru, aia e, nu-i mare stres, but, you know, îl vedeți, sunt în altă cameră, în alt set, suntem altfel, dragilor. Și tocmai din cauza că suntem altfel, eu încă încerc să-mi deschid aici chat-ul, ui, așa să fie fain frumos, tocmai din cauza că avem toate chestiile astea și avem schimbările astea, după cum vedeți, în spate, obviously, setul nu-i gata. Adică, vedeți aici, este un televizor jos, care o să fie în spatele meu undeva aici. So, you know, se schimbă lucrurile, se schimbă. Vedeți, avem s-o schimbat și chestia aia cu ce am mai făcut, cu serele, cu așa mai departe. So, chestii se întâmplă, chestii se schimbă. Da, ai observat și tu para acolo. Ui, sunteți pe pieptul meu chat-ul. Ui, cum e? Vedeți, sunteți pe pieptul meu cu chat-ul. Vedem dacă o să rămână acolo sau nu. But, you know, just... Bun, da, hai să începem podcastul ăsta, right? Pentru că e un podcast unde vorbesc cu voi. Dai, trebuie să mă schimb pentru că aici e camera acum, nu e mai deasupra laptopului. Laptopului e aici într-o parte. După cum vedeți, nu se mai mișcă nimic pe genul când dau click-uri pe aici. So, yay, fără shaky cam. But yeah, avem o draie și o draie de chestii printre care ar trebui să vorbim și să discutăm și așa mai departe. Nu știu cât de echo se aude, pentru că în camera asta, cum ziceam, mai trebuie puse niște chestii și mai este un pic de echo. Cel puțin eu îl aud, nu știu dacă se aude aici live pe Twitch sau pe YouTube. În caz că, numai acolo să fie pe Twitch sau pe YouTube, în caz că auziți ecoul ăsta, îmi pare rău, o să lucrez la el, o să lucrez la setări și așa mai departe. Obviously începem și o să facem schimbări și o să ne adaptăm și așa mai departe. Spam de inimioare. So, hai să începem cu o întrebare lejeră. Ce am mai făcut? E bine, dragilor, după cum vă dați seama, am deschis acolo mai anime list. Deci e clar că am făcut ceva cu anime, nu numai am schimbat aici chestii, right? Pentru că mă bucur că se aude clean, înseamnă că face o treabă destul de bună. De ce zic asta? Pentru că e clar că m-am uitat la anime-uri. Vorbeam și azi pe serverul de Discord și vă explicam că, well, mai exact, nu m-am uitat la serii noi, nu m-am uitat la Nichijo, nu m-am uitat la alte serii care le-ați recomandat, ci m-am uitat la filmele care au mai ieșit în 2020, care, well, le aveam acolo de ceva vreme, but nu apucasem să le văd din cauza de lipsă de timp, că, na, eu fac multe lucruri și, you know, aia e. Nu prea ai timp, unul din lucrurile astea, după cum vedeți, îi tăce aici în spatele meu, a fost în perioada asta, deci eu nu pot să zic că am avut nu știu ce pauză. So, you know, și video, dacă mă vedeți pe mine un pic mai, nu știu, întunecat, I guess, să zic decât asta, că ar trebui să stau probabil ceva în genul, ca să fiu foarte bine văzut, pentru că așa bate lumina de la asta, dar și aia o să schimbăm, o să vedem, nu-i stres. So, ce mai făcut? M-am uitat la filme care au ieșit în 2021, pardon. Oh my god, de ce am zis 2020? Suntem în 2022.
Right? So, unul din filme a fost un yaoi care a fost foarte meh pentru mine și just nu a fost pe gustul meu, so I didn't really care about. După care a fost Kimi wa Kanata, care a fost unul din puținele filme la care am dat drop, pentru că, you know, a fost foarte extraordinar de generic. A încercat să fie Spirited Away meets Makoto Shinkai și nu i-a ieșit nici una, nici alta. So, you know, that wasn't great. Ne-am uitat la Cinefile Pupel, care a fost într-adevăr foarte bun, multe referințe la filme, că obviously a fost un film interesant. Apropo, să-mi ziceți cum preferați, că eu pot să-l las chat-ul așa cum îl vedeți voi sau pot să-l pun pe alb. Când zic că pot să-l pun pe alb, pot să-l scot de pe dark mode și să fie ceva în genul. Cum îl preferați voi? Știi, să umple locul ăla unde a fost asta, unde a fost acest slideshow. Pentru că observați și slideshow aici e transparent. Uitați, o să-mi bag mâna în spate la slideshow. .png, să scot albul, scoatem albul. Ok, să-mi ziceți ce să pun acolo, dacă să pun în continuare galbenul ăla sau ce vreți. Și așa mai departe, right? So, practic, eu m-am uitat la câteva filme anime. Aseară m-am uitat și la Last Night in Soho, un film nu anime, de data asta e un film proper Hollywood. A fost interesant, to say the least. Vi-l recomand dacă vreți să vedeți ceva foarte fucking twisty, care merge din twist în twist, numai care nu te lasă să îți dai și tu seama, figure it out pe drum, pentru că, you know, are niște twisturi care vin de niciunde și just e ok, fine, whatever. Cam asta am făcut. În rest, eu nu am avut pauză, am fost plecat imediat după ultimul Shonen Live, oră de anime, whatever, ce-a fost de Crăciun, am fost plecat weekendul, după aia, penultimul Shonen Live. Imediat l-am făcut la vinerea la ora 3:24, imediat o trebuie să plec, nu prea am avut timp. După aia, bineînțeles, am avut ultimele două episoade de ora de anime și Shonen Live, după aia iară fucking busy cu tot ce a fost sfârșitul de an cu camera asta, cu renovare și just până săptămâna trecută încât tot am renovat, săptămâna asta a fost prima săptămână unde am avut un pic mai multă liniște, în sensul de am putut efectiv să stau un pic și să nu fac nimica, so that was nice, faptul că am putut să stau un pic, that was nice. Obviously o să vorbim despre tricoul ăsta, ce-i cu el, ce-i cu cana aia și restul de chestii, but hai să vorbim despre noul set. Cum ziceam, că e unul din lucrurile care am văzut, set, zic așa, că așa se numește de obicei, e un set TV, e un set de live stream, un set whatever, asta e just practic un living room care o să-l folosesc de acum încolo. Aici am birou, pianul n-a dispărut, e aici lângă mine, mă bucur să văd salatră copy-pasta în chat, pentru că, of course, e singurul lucru care lipsea, Notlin, pentru că, of course, că aia lipsea. Pianul e aici, lângă, nu vă faceți griji. Cum ziceam, este un televizor aici, fain frumos, care o să fie aici pe perete, that's gonna take a bit, pentru că mai trebuie să vină ceva mobilă, o să încercăm să-l încadrăm ăla. Și să vedem, poate o să punem ceva mișto pe el, poate o să mutăm trailerele care sunt aici lângă mine, o să le mutăm acolo pentru copyright reasons, dar trebuie să-mi dau seama efectiv de cum să fac în așa fel încât acolo să fie video, aici să fie audio, ca să auziți totuși ce se întâmplă, să nu fie o chestie de aia foarte dubioasă. So, o să fie interesant din punctul meu de vedere chestiile astea, bineînțeles o să ne dăm seama. Asta o să fie oricum un sezon de experimentat, să zic așa. Deci o să fie un sezon unde experimentăm cu formate, o să fie un sezon unde experimentăm cu setul, cu chestia asta de aici de lângă mine. O să încercăm mai multe și să vedem ce vă plac și ce nu vă plac.
I mean, mai am câteva zile și ies din anii 20, so, you know. Din punct de vedere al internetului, într-adevăr, îs mai vechi ca, well, multe chestii. So, you know, nu mă mir. But, anyway, mersi că mi-ai amintit de mortalitatea mea, Andrei. Fix asta era nevoie acum. Nu? Da, e ok, nu-i stres. Anyway, cum ziceam, o să schimbăm un pic, dacă îi cumva să se audă eco, o să umblăm și la chestia asta, la setări, o să umblăm obviously la chestia asta, vedeți ring light-ul care e aici, o să facem cumva să se vadă mai bine, poate trebuie să pun webcam un pic mai în spate, ca să prindă, nu știu, o să experimentăm, obviously am aici becuri aprinse, o să experimentăm să le închidem și alea, să vedem cum arată prea creepy, arată mai ciudat, o să, o să schimbăm chestii, but obviously contează și inputul vostru, adică dacă voi aveți ceva idei, chestii, obviously puteți să le lăsați dacă vă uitați pe YouTube în comentarii și așa mai departe, ce ați vrea, cum ați vrea să fie. So, you know, o să fie în orice caz interesant. După care, alte schimbări legate de set, nu știu cât o să fie cel puțin sezonul ăsta, că eu pot efectiv acum să fac orice aici, să le întorc, să le ăsta, să fie perete alb, da, perete alb am zis că e prea ciudat să fie, că efectiv aș fi putut să am așa un blank wall în spatele meu, am zis că nu se merită, o să arate foarte nasol, so am zis că mai bine să fie așa un pic mai dinamic de aici, dacă e până acolo mă pot ridica și mă plimba și învârte și știi, e mult mai normal și mai chill, să zic așa. So, you know, cu asta fiind zis, hai să vorbim despre update-ul ăsta, da, ce e ăsta, da, well, dacă te uiți pe YouTube, o să fie interesant tot ce o să fie, pentru că ăsta, din punctul meu de vedere, e parte din setul Shonen Ro, să zic așa, fie că e vorba de ora de anime sau episodul săptămânii, alea o să apară acum chat-ul peste tot, so, dacă vrei să-ți vezi comentariile tale sau shitposturile tale, aici o să poți, că, you know, o să fie chat-ul pe ecran. Deci, dacă vrei să faci parte din asta, o să trebuiască să mergi neapărat pe twitch.tv/shonenro, right? Pentru că acolo o să fie toată chestia asta. Dacă te uiți pe YouTube, though, nu îți fă griji. De ce? Pentru că eu am niște idei legate și de YouTube, de exemplu de ora de anime, dar aia o să vorbim la ora de anime, ok? So, you know, vedem dacă e mare greșeală, oricum avem Nightbot, avem câteva cuvinte care sunt banate, so, you know, avem protecții cum avem pe serverul de Discord, right? So, nu puteți să vă faceți tot mai tare multe de cap, pentru că, you know, vă luați după aia în joseală de la bots, care nu au suflet și nu discriminează. Just say. So, o să fie interesant în orice caz. Dar, obviously, măcar așa o să aveți părerile voastre aici, când o să votați la da orba, pentru că da orba o să rămână, o să se vadă aici cine votează, cum votează și așa mai departe. Deci, numai voturile voastre, dacă sunteți live pe twitch.tv/shonenro, nu mai sunt anonime. pentru că o să fie publice. Damn. So, you know, o să fie foarte, foarte interesant. Bineînțeles că ăsta e posibil chatul să-l mutăm de aici sau să mai facem ceva cu bara asta neagră de aici și, you know, e just provizorie, nu e nimic excepțional, but, you know, acum pot să fac chestii de genul, pot să mă învârt, pot să vă văd și să vă vadă cei de pe YouTube, bineînțeles dacă ne ascultați în varianta audio, dacă o să ne ascultați în varianta audio, voi n-o să vedeți comentariile, so you know, I, but o să fie foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere, bineînțeles, ideea e să vă încurajez să comentați și voi, să vă dați cu părerile, să fiți mai vocal, pentru că, pe cât de mult îmi plac discuțiile
cum îi zice, pe serverul de Discord, tocmai că pe serverul de Discord acolo rămân și rămân idei și discuții moarte, iar din punctul meu de vedere toată ideea asta de Shonen Ro e ca să facem o discuție cât mai largă și mai publică, pentru că a fost mișto ultimul an, nu pot să zic că nu a fost mișto, am râs de ne-am prăpădit la turnamentul puterii, am râs de ne-am prăpădit la Shonen Ro Live cu ușile, cu tot felul de chestii și știri și așa mai departe, la fel la ora de anime. A fost foarte interesant, mai ales când am avut discuții cu voi și voi ați interacționat și ați scris în chat și așa mai departe, întotdeauna a fost absolut fucking amazing, nu? So. Cam asta e ideea. Aș vrea să vă încurajez, obviously, să discutăm mai mult. Suntem 500 și ceva pe YouTube, suntem 150 imediat și pe Twitch, suntem nu știu câte sute pe Tumblr, pe varianta audio, pe tot felul de chestii. So, you know, tocmai de asta aș vrea să vă văd interacționând și răspunzând la întrebările mele aici. Nu că eu egoist și uitați-vă la mine și whatever, ci pentru că îmi place să discut cu voi. Întotdeauna am avut niște discuții foarte, foarte faine cu voi pe serverul de Discord, unde am stat și am analizat chestii și ne-am mimat și am râs unul de alalt când făceam greșeli și așa mai departe. So, din punctul meu de vedere, chestia aia întotdeauna a fost o chestie faină pentru mine, right? Pentru că așa a fost. So, oh my god. Vedeți? Și acum chat-ul e extraordinar de fucking ridicol. So, you know, chestiile astea mă bucur că acum o să le vadă și ei de pe YouTube. Iar dacă îți place vibe-ul ăsta când te uiți pe YouTube și ai vrea să faci parte din el live, obviously o să trebuiască să vii pe twitch.tv/shonenro, right? So, cam asta e ideea. Și cât vorbim de discutat, hai să trecem la Shonen Ro Live. De ce? Pentru că uite că și Shonen Ro Live se schimbă un pic. Nu chiar. Ce se schimbă e mai mult grafica care o vedeți, care e acum aici lângă My Animalist și zona aia. So, începem, o să fie tot așa știri ridicole, dacă e și trei știri principale, știri manga și sau jocuri și bineînțeles, ultima o să fie Da Orba, pentru că Da Orba e efectiv o chestie de aia de hai să trecem repede prin trailere și anunțuri, să zicem dacă da ne plac, ba nu ne plac, ori nu ne pasă. So, aia o să fie foarte, foarte important în continuare să avem partea aia, pentru că sunt foarte, foarte multe știri care apar săptămânal. So, you know, o să fie interesant, unul la mână, cum o să facem catch-up-ul ăsta să ajungem la zi cu toate știrile care au fost de când a avut pauza asta. But, altă schimbare e dacă n-ai observat pe Facebook, Twitter, Tumblr, Reddit, Instagram și unde mai avem chestii de astea, bannere, unde cum e și ăsta aici, unde nu l-am schimbat pe My Animalist și ăsta e o amintire că trebuie să-l schimb, e faptul că, Shonen Ro Live se mută de două ori de data asta. Se mută lunea de la ora 6 și se mută de sâmbătă vineri, tot de la ora 6. Deci nu o să mai avem weekendul ăla când o să fie de la ora 3. Weekendurile o să fie libere pentru că am nevoie eu personal de weekendurile libere cel puțin în următoarele 6 luni de zile. Minim. O să vedem. Probabil să meargă asta până terminăm și vara anime. Deci posibil să mergem pe 9 luni de programul ăsta și după aia vedem dacă o să revenim sau nu la programul care l-am avut înainte și unde o să mai avem posibilitatea de a adăuga o chestie extra în plus acolo. But, again, aia rămâne de văzut, right? O să avem weekenduri unde o să avem live stream-uri noi, o să avem tot fel de joculețe, o să avem tot fel de chestii de community. Eu, de exemplu, am Jackbox, primele 4, putem să le jucăm alea cu teme anime și așa mai departe. Sau răspunsurile să fie mai toate pe teme anime și meme-uri de astea de-a noastre și tot așa.
So, you know, o să încercăm și o să facem tot felul de chestii. Dar când e vorba de Showrunner Live, pe lângă faptul că se mută lunea și vinerea pe twitch.tv/showrunner, aia înseamnă că pe YouTube se mută marțea și sâmbăta. Da, sâmbăta de la ora 6. So, you know, programul un pic diferit, acum probabil, na, o să vă obișnuiți, nu imaginez că o să fie o ajustare tare grea, având în vedere că ultimele 3 săptămâni de anul trecut au fost cam așa. Turnamentul puterii nu știu cum și dacă o să revină. Dacă o să revină, o să trebuiască să-mi iau un Mugen mai mare și mă gândeam, cel puțin ideea mea inițială, e să mă ajutați voi să adunăm caractere multe din fiecare și să facem league, să tragem la sorți câte 4 caractere sau, you know, să reușim cumva să tragem la sorți mai multe caractere, să le punem în grupe a la Champions League și după aia fain frumos să avem tot felul de meciuri timp de 6 luni până ajungem, obviously, în ultimul sezon de toamnă, să zic așa, înainte de Crăciun și după aia să avem iară un top 32 sau 64 și așa mai departe. Aia era ideea mea, e un pic prea ambițios, să zic eu, pentru că na, e nevoie de un Mugen mult mai mare unde să-ți intră 2000 de caractere și așa mai departe, so, nu știu dacă o să reușim, având în vedere că eu o să fiu foarte ocupat în perioada asta, so, you know. N-am ce să zic mai mult decât cam asta era ideea mea. Acum, bineînțeles că dacă aveți voi idei sau sugestii, be free, să mi le dați pe server de Discord, pe în comentarii în YouTube și așa mai departe, știți unde să mă găsiți, adică e Shonero, nu-i tare greu să găsiți Shonero, right? Bun. So, cam asta era ideea mea legată de turnamentul puterii. Acum, că o să se întâmple, că nu o să se întâmple, nu știu. Turnamentul puterii trecut a fost mult de muncă. So, vedem dacă o să reușim să facem și asta și anul ăsta. Dar dacă o să facem, bineînțeles că o să trebuiască să facem un pic altfel și o să trebuiască să testez o draie de caractere, să nu avem o chestie de subcuna unde ai just un caracter foarte fucking OP pe care nu-l poate atinge fucking nimeni, right? So, o să trebuiască să ne uităm, să vedem ce și cum. Dar legat de Showrunner Live, cam ăsta o să fie formatul, cam așa o să arate, cel puțin sezonul ăsta. O să vedem, mai retușăm, finisăm chestii de-a lungul sezonului, poate sezonul viitor o să arate un pic mai altfel, conturile o să fie mai mici, o să fie altfel chestii, so, ce știe, dar, obviously, cam așa, cam asta e treaba cu Showrunner Live. Dar, chestia stranie e că după Showrunner Live, lunea o să urmeze episodul săptămânii. Da, episodul săptămânii o să fie după Showrunner Live. Știu, e foarte, foarte straniu, Paradigm zicea și data trecută când v-am explicat chestia asta, că nu o să aibă același feel. Eu știu că probabil nu o să aibă același feel, but, you know, episodul săptămânii n-ai când să-l faci decât lunea. Adică, mi-ar fi foarte ciudat să fac episodul săptămânii miercurea, știi? Adică, după ora de anime. De ce? Pentru că e fucking miercuri. Adică, right, vorbind despre ce-a fost săptămâna trecută, luni. Pentru că e cea mai apropiată zi de săptămâna trecută. Sper că are sens ce nebunia zic eu aici. Nu-i nimica extraordinar de ciudat, nu? So. Cam asta e ideea. La format, iar acolo să avem, cum ziceam, chat-ul, care e și aici, dar o să încerc cumva să integrez poate și YouTube sau să facem cumva poll-uri, pentru că, obviously, să vă întreb care e episodul vostru săptămânii de dinainte, ce ați votat voi, comunitatea întreagă, nu numai cei care o să fiți live acolo, să vedem care e diferența și ce cred de cam tot ce-i Shonero. So, you know, o să încercăm să facem cumva asta în fiecare zi de luni, dimineață, să încerc să pun out un poll undeva și, bineînțeles, voi să votați, să vă dați cu
părerea. Acum că o să fie pe Instagram, că o să fie pe Facebook sau Twitter sau whatever, pe YouTube, o să vedem. But, who knows? Aștept, obviously, și sugestiile voastre până la urmă, right? O să ajungem și acolo, don't worry. Urmează la ora de anime să fie, să vorbim despre aia. So, episodul săptămânii cam în teorie la fel rămâne. O să avem top 3 episoade, o să avem dezamăgirea săptămânii sau top 3 dezamăgirile săptămânii, pentru că așa am o presimțire că o să avem minim 3 dezamăgiri pe săptămână, de numai. Asta dacă nu dau drop efectiv la 10 din animeurile la care am început să mă uit sezonul ăsta automat, but vedem. You know. Vedem când ajungem acolo, obviously, o să fie interesant, dar, again, eu mă bucur că o să pot povesti cu voi despre anime, că în rest, I don't really care decât că putem povesti și să ne dăm cu părerile și așa mai departe. Obviously, eu o să fiu un pic out of the loop, având în vedere că avem Attack on Titan finalul și eu nu mă uit la Attack on Titan, so, you know, it is what it is. But yeah. Hai să trecem la ora de anime, dragilor. Și să vorbim despre ora de anime. Ce o să se schimbe la ora de anime? Well, se schimbă, unul la mână, faptul că are un nou logo. Dacă l-ai văzut, nu mai e acesta de aici. E altul, e unul nou care pot să îl vezi aici, acolo. Ui, cu apărul deasupra capului meu. Oh, ce magie. Ce magie, vedeți? Yeah, ăla e un logo nou pentru ora de anime, un font nou, să zic așa. Am scos pumnul, am scos ăsta, avem un alt fel de font, dar oarecum similar în esență cu ce a fost înainte, doar un pic mai mișto. So, you know, aia e o schimbare care am vrut să o fac, mai ales că ora de anime intră și ea în sezonul 10, so, o să fie interesant. Ce o să se schimbe, două, o să fie niște chestii foarte, foarte interesante din punctul meu de vedere, mai ales dacă ești pe YouTube. De ce zic dacă ești pe YouTube? Obviously, pe Twitch-ul o să aibă întotdeauna chat-ul ăsta de aici. Vedeți, chat-ul ăsta e o chestie care o să aibă numai Twitch-ul. Și pe YouTube eu și așa vă răspund la comentarii când comentați și așa mai departe, so, you know. Dar interacțiunea live e numai aici pe Twitch-ul. So, vreau să fac ceva pentru YouTube. Deci dacă ești pe youtube.com/c/shonenro sau Shonen România, nici nu mai știu cum e posibil să aveți puterea de a decide. Da, de a decide ce e ora de anime. Adică, de exemplu, eu am niște topicuri pregătite pentru sezonul viitor. Stați așa să mă uit ca să nu vă dezmint, right? Să nu vă zic că vă mint. Și voi o să puteți, obviously, vota prin ele. Astea sunt niște articole de știri care le-am salvat de-a lungul sezonului trecut. De Shonero Live și așa mai departe, right? So, astea sunt niște chestii pe care eu aș vrea să le discut. De exemplu, unul din articolele care le-am, o să vedeți, sunt toate legate de animeuri. De exemplu, politica și sociopolitica din Megalobox 2 Nomad cu creatorii Megalobox. Despre o discuție filozofică cu Mamoru Oshii, Masaki Yuasa, care discută despre Inu-O, care e un film care urmează să iasă, despre dizabilități, un interviu cu creatorul Ranking of Kings, Susuke Toka. Ce mai avem aici? Interviu cu creatorul The Night Beyond the Tri-Cornered Window și, bineînțeles, încă câteva chestii de astea diferite. De exemplu,
al doilea episod ăsta 100% o să fie Crunchyroll Editorial Staff, stafful Crunchyroll care și-a ales fiecare top anime-urile 2021 și de ce sunt absolut idiote. Ăla o să fie episodul 2 de ora de anime, vă zic de pe acum. But, ideea e în felul următor. O să vreau să alegeți voi dacă sunteți pe YouTube. Știți că pe YouTube este acest community tab. Unde ești community tab? Vedeți? Community tab-ul ăsta aici, unde voi o să puteți vota aici, că am mai făcut poll-uri, nu e prima oară când facem poll-urile alea, dar o să puteți vota acolo ce vreți să fie următorul episod de ora de anime, right? So, you know, cam asta e ideea la ce vreau eu să fie ora de anime în continuare. Dacă trebuie să fie o discuție cu voi despre anime și așa mai departe, având în vedere că o să fie chat și așa mai departe, o să vreau să decideți voi, right? Ce vreți să vorbim despre, ce vreți să vorbim și așa mai departe. Bineînțeles, puteți să vă lăsați în comentarii sugestii sau link-uri către interviuri, către chestii și așa mai departe. Dacă e până acolo, o să ne uităm la youtuberi care vorbesc despre anime, să reacționăm și așa mai departe. Dar cât vorbim de chestia aia, hai să vorbim despre rostul listelor anime, pentru că nu vreau să vă fac fucking clickbait, right? Ok, eu am zis că rostul listelor voastre de anime o să revină la 1000 de subscriber și aia rămâne încă valid și nu se schimbă. 1000 de subscriber pe YouTube, nu pe Twitch. Just să mă asigur că nu se înțelege greșit, right? Pe YouTube, aia rămâne încă valid. Bă! Am o idee de a face rostul al opiniilor și a listelor de anime a youtuberilor români. So, o să ne uităm la mai mulți youtuberi, VTuber, dacă este VTuber, părerile lor despre anime și o să râdem sau plângem legat de ce opinii au, right? So, aia o să fie unul din episoadele de săptămâna, nu de săptămâna asta, n-are cum să fie săptămâna asta, din sezonul acesta de anime. So, ceva o să vină. Acum, că o să fiu eu de unul singur sau că o să fiu alături de altcineva aici, cine știe. Dar nu vă promit nimica, pentru că, obviously, nu vreau să fac clickbait și așa mai departe. But, obviously, o să trebuiască, bineînțeles, să așteptați și o să vedeți. Promit că o să vă placă in anyway. Plus, dacă aveți idee de cine, cui să-i facem roast și aveți link-uri la videouri sau la listele lor de anime sau mai animele și așa mai departe, lăsați-le în comentarii pe YouTube, obviously, serverul de Discord e acolo, e public, you can join, să-mi dai link, să-mi dai idei și așa mai departe și să ne uităm și să râdem. So, you know, o să fie o chestie foarte, foarte interesantă. Bun. Cam asta este ideea mea de ce ar trebui, ce aș vrea să fie, bineînțeles, ora de anime în sezonul ăsta. O chestie care nu o să schimbe, o să fie ultimele 3 episoade, bineînțeles, pentru că primul episod o să fie întotdeauna scripted cu bineînțeles primele impresii a noului sezon de anime. Ultimele 2, în afară de ce o să fie toamna 2022, o să fie ce urmează sezonul viitor și review la ce a fost sezonul acela. Iar rest, schimbarea mare e că ora de anime se mută de luni pe miercuri la ora 6 și nu o să mai fie episodul săptămânii după. But, you know, chestia asta voi probabil că o știați, că dacă s-o schimbat Shonero live și vedeți aici că scrie când și la ce oră îi, obviously se schimbă și se mută și ora de anime de luni pe miercuri. Pentru că, of course, că o să trebuiască, nu? So, yeah, nu ești pe antena un live, din păcate, Cristi
So, you know, cam asta e ideea la ora de anime. Mai mult de atât, nu știu ce să vă zic decât de-abia aștept să văd cum o să fie, având în vedere că am trecut prin tot ce înseamnă istoria anime și manga și așa mai departe. O să fie foarte, foarte interesant. Da, singurul mod în care mă schimb îs eu cu alte haine. So, hai să vorbim despre ultima chestie de astăzi, înainte să vă las să plecați acasă. Well, sunteți acasă, să plecați să faceți altceva. E cât e? 6:30 aici. So, you know. Agua moment. Pentru că aici intră de obicei acel agua moment după, înainte să trecem la da orba. E un agua moment întotdeauna, pentru că, you know, n-am mai vorbit de mult atât de mult. Apă rece. So, you know, mai avem asta și mai avem suculeț. Yes. Bun. E de mere sucul, sau nu-i de anainăs. Never, don't worry. Bun. Și acum, hai să vorbim despre chestia asta de aici. Ce-i chestia asta, de ce am un tricou cu logo Shonero și care-i faza cu sponsor? Well, dacă ești pe serverul de Discord, cam știi în mare despre ce e ideea, dar nu știi exact. So, o să fie interesant pentru că e mâinile voastre toată chestia asta. De ce zic că e în mâinile voastre toată chestia asta? Că până la urmă voi decideți. De ce zic că voi decideți? Pentru că you do. Până la urmă eu, din punctul meu de vedere, nu prea am ce să câștig tare mult de aici. Nu că nu am ce să câștig, na. Dar vreau să fiu foarte transparent cu voi. Până la urmă, dacă îi să cumpărați, voi o să cumpărați, nu eu. Eu am cerut practic, mă scuzați, eu am cerut practic just un proof of concept. Vreau să văd ce fac, cum fac și calitatea produselor, right? Ei nu știu că eu fac chestia asta, ei nu știu că vorbesc despre chestia asta, ei știu numai că mi-au trimis un pachet cu acest tricou și cu acea cană, dar nu o să știe că, well, o să știe acum, dar nu știu că eu o să vorbesc despre asta. Ei n-am vorbit cu ei, ei n-au idee că o să vorbesc acum pe live despre chestiile astea. So, firma, well, se numește foarte drăguț, you know, Primal Prints. Vedeți? Așa. Thank you card și stickere pe lângă acest tricou și ăsta. Ăsta e thank you card-ul, vedeți aici? Și stickerele sunt fine, I mean, sunt destul de drăguțe, deși obviously nu sunt fan Boruto și Naruto. Astea sunt stickerele, vedeți aici? Astea sunt stickerele. So, you know, e o idee drăguță. Nu zic că nu. Tricou e bun, e mișto, n-am ce să vă zic, arată bine și printul ăsta se simte frumos, nu pare să fie de foarte proastă calitate. Dar e de la Sensei. Sensei, iar eu n-am treabă cu Sensei și eu mai am haine de la Sensei, am blugi, am tricou și așa mai departe. Dar e Sensei tricou. Deci vreau să știți că e 100% cotton, dar e Sensei. Just, you know. Să nu vă așteptați că să vină fără un tag pro. Literalmente scrie Sensei aici pe spate. So, just so you know. Again, vreau să fiu foarte, foarte transparent cu chestia asta și nu mă refer transparent cât să vedeți până mine. So, tricou e mișto. Se simte mișto, e fain, n-am ce să vă zic. Cana e o cană. I mean, nu-i de aia care se schimbă la temperatură, nu-i de aia care face nu știu ce bolunzenii, e o fucking cană, right? So, care-i deal-ul care mi-l dau ăștia?
E un deal simplu, e o chestie de parteneriat. Nu știu cât de bună e ceramica, pentru că n-am încercat să o spargă. You know. N-am cum să-ți spun cât de bună e ceramica, pentru că, again, azi le-am primit. Efectiv, azi dimineață m-am dus la poștă, am primit. Tricoul îmi place, again, îmi place. Ăsta putea fi un pic mai mic dacă e până acolo, but nu-i rău, nu-i rău deloc, right? Și cum ziceam, ăsta e de la Sensei, se simte foarte mișto tricou, eu mai am tricou de la ei, haine, whatever. But, again, ce deal mi-au dat ăștia, pentru că ei mi-au scris prin mail. Mi-au zis ceva în genul, am vrea să facem o colaborare și el, sure, ok, despre ce e vorba, adică ei mi-au scris ceva în genul, vrem să facem o colaborare, dar nu mi-au trimis link către site-ul lor, nu mi-au trimis, nu mi-au dat tare multe detalii și eram, ok, but despre ce e vorba, știi? Și până la urmă mi-au trimis detalii, mi-au zis chestii. Nu știu dacă o să fac giveaway la tricoul de pe mine, dar nu e idee rea, sincer. But, na, e o idee interesantă și zic că e o idee interesantă. Eu tocmai mi-am luat acum de Crăciun cadou un tricou de la Crop, not a sponsor yet, cu Dragon Ball. Deci eu mai am tot de la Sensei, mai am tricoul ăla care l-ați văzut cu Pikachu, Pokémon, l-ați văzut în timpul turnamentului puterii, care e foarte mișto și ăla, ăla vișiniu, cu designul ăla foarte mișto. So, you know, eu mai am chestii anime wearable și nu mi-e tare multă rușine legat de asta. But, da, corect. Băieții se numesc, cum zicea acolo în chat, Primal Prince. PRINTS, nu prinț, nu altceva. Ăsta e site-ul lor și ei cer 55 de lei pe tricou și pentru fiecare tricou vândut eu ar trebui să primesc 10 lei. Obviously, dacă e să avem un parteneriat, eu să am un link sau un cod sau ceva e genul și cam asta e chestia. Ok, nu-s rele ideile, îs chibi, ai variantele chibi aici, eu obviously am intrat, ai astea cu logo-uri, right, care îs foarte simplu și it's hard to fuck up, right, e greu să arate rău tricourile de genul, pentru că efectiv e greu când ai unele chestii. Și mai chestii de astea cringe, cum e, I mean, no offense băieților dacă vă uitați de la, cum zice, Primal Prince, but, you know, It Sleep, Anime Repeat, sunt chestii de alea un pic kind of cringe care ți le cumpără maica ta mai degrabă decât ți le cumperi tu sau I only care about anime and like maybe three people care, you know, it's kind of funny, dar totuși destul de fucking sad. Nu că n-ar fi adevărat legat de mine, just saying. So, you know, it's kind of hard to fuck up având în vedere chestiile astea foarte simple care sunt tricourile. Bineînțeles că pe lângă tricouri au, ce mai au aici, hoodies și tot felul de chestii, vedeți, au aici pe fiecare chestie. So, you know, au destule lucruri, right, care să vă vindă. But, asta e chestia, nu știu din punctul meu, bine, prețurile dacă e să te uiți pe Crop, pe Pull&Bear, pe whatever, alte site-uri care mai vând de astea de anime și să le vezi la full preț, bineînțeles că tot o să fie undeva în price range-ul ăsta de 50 până în 100 de lei. So, you know, e o chestie de genul, dacă vă place ideea, dacă vreți, e posibil să facem asta. Singura întrebare care o am eu e legată de licența când e vorba de lucrurile astea. De ce zic că e o întrebare de licență? Nu prea ai cum să ai dreptul să vinzi, să, mai ales în scopuri comerciale, pentru că dacă vinzi, ăla e automat scop comercial, right? Tricouri, hoodies, gents, păpuci, chestii cu lucruri care sunt, obviously, copyrighted, right? Ei nu ar avea dreptul să vândă tricoul ăsta cu logo-ul Shonro pentru că ăla e copyright-ul meu.
right? Și dacă ei nu-mi plătesc mie licența, ei nu au cum să pună tricoul ăsta pe site-ul lor și să îl vândă. La fel cu tricourile Dragon Ball, Attack on Titan și orice mai au ei anime acolo. So, asta cred că e singura mea chestie mai ciudată, pentru că nu are exact o pagină cum au Crop, cum au restul de licențe, unde poți să mergi și să vezi că o cumpăra licențe, că licențe ăsta, tricou cu Dragon Ball, o veni cu tag de Dragon Ball, tricou cu Pokémon, cu Pikachu, o veni cu tag-ul de Pokémon, pe lângă cel de Sensei. So, aia e singura mea chestie, bineînțeles, o să îi întreb, pentru că, obviously, mă interesează chestiile astea, pentru că, da, again, ăsta nu e un tricou rău, e un tricou bun. Eu mai am tricouri de genul, it's nice. Cana e o cană decentă, nu pot să zic că mi s-a sfârmat în mână sau că o crăpat de la ceva suc. So, you know, o să-i întreb și dacă vă place toată ideea asta legată de sponsorizare, legată de tricourile astea, legată de căni, de tot felul, bineînțeles o să aibă, vedeți, au tot felul de chestii acolo, o să-i întreb și dacă vă place, e posibil să facem efectiv o colaborare, pentru că ei sunt deschiși, eu sunt obviously deschis la ideea asta, având în vedere că nu-i material rău, nu-i calitate rea, nu-i calitate proastă, am avut tricouri mult mai nasoale, so, you know, nu, cum îi zice, nu mă pot plânge tare mult de ce mi-au trimis ei mie. Acum, bineînțeles, voi, dacă vă convine, o să accept asta, deși, again, nu știu, o să întreb de faza cu licențele, but, cum îi zice, again, îs 55 de lei, eu ar trebui să primez 10 lei pentru fiecare tricou vândut, nu știu dacă e la fel și cu hoodies și cu whatever, că nu mi-au zis pe fiecare haină un price range sau pe cană or whatever, but, you know, o să fie interesant. Transportul cred că e cât ar fi la orice în mare, nu cred că are el ceva deal, nu știu, mie mi le-au trimis astea prin poșta română, so, whatever îl costă să trimită prin poșta română, de unde îi până la tine. Bă, asta e ideea cu sponsorizarea asta. La fel o să încerc să discut legat de toate sponsorizările care o să fie, dacă o să fie. Deci, dacă ești de la Cărturești Manga, de pe contul ăla de Instagram și te uiți cumva și ai zice vreau să zic că o să discut chestia asta înainte, dar având în vedere că e manga și că e Cărturești, nu probabil dacă o să vii cu o idee de genul cu un cod de referral și whatever, nu o să zic nu. Cause you know, why would I? Că e manga. So, you know, sau dacă ești Okean, Books Express și așa mai departe, right, nu. But you know, cam asta e ideea. So, you know, o să rămână în mâinile voastre, eu o să pun probabil un poll, bineînțeles, pe, cum îi zice, pe YouTube, pentru că acolo sunteți mai mulți și așa mai departe, să vedem ce părere aveți voi și o să vă las cu toate detaliile în postarea aia, cât ce mai legat de licențe, legat de toate lucrurile alea și după aia, bineînțeles, să vă lăsați și voi opinia și părerea. Again, e 55 de lei tricou, which, you know, dacă ai un salar de 1000 de lei pe lună, nu-i mult, dar, again, de 55 de lei poți să-ți iei și două manga dacă îi pun acolo de la Okean sau Books Express sau chiar și Cărturești dacă le găsești la reducere. Na, just saying. Oh, mulțumesc, Justin, de acel sub. Încă un subscriber pe Twitch, nice. So, cam asta este ideea, dragilor. You know,
am zis să vă întreb, am zis să discut cu voi, pentru că, again, eu aș putea accepta, dar nu mi se pare ok dacă vouă nu vă plac și nu are rost să încep fiecare episod de Shonen Life sau de Ora de Anime cu episodul ăsta e sponsorizat de X sau Y, just, you know, vreau să știți și voi, vreau să discut cu voi, pentru că până la urmă o să întrerupă contentul la care voi vă uitați, so, cam asta îi. So, na. Mișto, Notlin, mișto. So, cam asta e ideea. Acum dacă voi mai aveți ceva de zis, aștept să văd acolo live în comentarii. Dacă nu aveți nimic altceva de zis, bineînțeles că putem să ne luăm la revedere. Dar nu înainte să vă zic că, bineînțeles, Shonero Live se întoarce luni. Episodul săptămânii nu o să se întoarcă luni, pentru că până nu vă dau primele impresii de ce aș veni cu episodul săptămânii, right? Că niciodată nu a fost episodul săptămânii în prima săptămână când, după ce ne-am întors. Și Ora de Anime cu primele impresii o să fie miercuri săptămâna viitoare, căz of course it will be, toate astea de la ora 6. So, revenim, dragilor. Bineînțeles, primul episod de Shonero Live o să fie un pic mai altfel, o să încerc să nu arăt așa mort cum arăt acum. să fie mai luminat. Mulțumesc, Cristi. Cam asta e ideea. Mulțumesc că mi-ați fost alături, foarte funny, foarte, you know, entertaining acolo în chat, mă bucur să vă văd alături de mine, o să-mi dau seama ce o să fac void-ul ăsta de aici, pentru că trebuie umplut cu ceva, ce știe, poate o să pun niște nuci aici, o să pun just a bunch of nuci aici, că de ce nu, but până acolo o să mai vedem, mai avem câteva zile, but eu am fost Raul. Bineînțeles, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Lasă-mi părerile tale în comentarii dacă te uiți pe YouTube. Iar pentru restul, vă mulțumesc tare, tare mult. Eu și noi ne vedem data viitoare, luni, la ora 6. Pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unul special și specific ales pentru tine, celălalt e cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație dacă